Caută produse cu eticheta ecologică europeană, o floare mică. Nu exagera încălzirea casei tale. Printr-o discuție deschisă cu reprezentanții Agenției de Mediu, cei mici au aflat cum să protejeze mai bine natura, dar și mediul înconjurător. Apoi au avut ocazia să vadă cum funcționează laboratoarele Agenției de Mediu sau aparatura prin care se măsoară gradul de poluare. Cum bate vântul, ați văzut că se face pe acolo. Da? Și noi trebuie să vedem cam cât e de aerul de poluat, de murdar. Cam cât murdărește praful, aerul pe care noi ne respirăm. Mie mi-a plăcut foarte mult aici și sper să mai vin și la anul. Ce ai văzut în laborator? Multe lucruri frumoase. Ai aflat? Ce lucruri interesante ai aflat? Am aflat despre apă și mai multe. A fost foarte frumos. Am aflat cum se află praful de acolo. Și mult mai multe aparate. Unde este praful? Praful se face în aer este. Mediul înconjurător ne oferă apă, păduri, flori și oxigen. Acțiunea a fost organizată cu ocazia sărbătoririi Zilei Mondiale a Mediului. În acest an, țara gazda acestui eveniment a fost aleasă Mongolia, iar sloganul sub care se desfășoară activitățile din acest an este Mănâncă, gândește, salvează. Sloganul nu a fost ales întâmplător, poate, așa cum știm cu toții, va urma o criză mondială a alimentelor și atunci toate guvernele țărilor încearcă să-și facă o strategie în acest sens. Tema pentru sărbătorirea Zilei Mondiale a Mediului a fost aleasă pentru că, potrivit ultimelor statistici, în timp ce 33% din totalul producției de mâncare se aruncă, un miliard de locuitori ai planetei mor de foame.